Numai pentru rețeaua de apă și canalizare din Megidia, Consiliul Județean și Raja au anunțat semnarea unui contract de 48,3 milioane de lei, care presupune modernizarea 10.000 de metri din rețeaua de distribuție, inclusiv 200 de metri de conductă ce subtraversează canalul Dunăre-Marea Neagră și a peste 1.900 de metri din instalația de aducțiune. Același contract prevede și lucrări de extindere a rețelei de canalizare și modernizarea conductelor de refulare. Autoritățile județene promit că acesta este un pas important către alte investiții fără precedent, în valoare de 430 de milioane de euro, care vor avea loc în 115 localități. În județul Constantinopolului, atâurile trebuie să aibă apă și ne propunem acest lucru, că lângă investițiile care se fac în modernizarea achiziției, să avem un dialog cu toate atâurile care, practic, au nevoie de apă. Am și creat această asociație de dezvoltare durabilă, care împreună cu Raja va merge mai departe, da, fiindcă beneficiem și slavă Domnului că beneficiem de acest program Penele Angel Salinin, care practic are aceste atribuții de a aduce apă, unul cel mai important lucru în casele oamenilor. Acum împreună cu o echipă de la Consiliul Județean, luăm toate localitățile la mână din județul Constanța, vom modifica master planul în așa fel încât să avem o abordare foarte clară. Nici o casă, fie în mediul rural sau în altă parte, să nu fie fără apă. Deci toată lumea trebuie să aibă apă și canalizare. Raja a anunțat însă și o creștere cu 3 lei a prețului la apă începând de anul viitor. Directorul companiei spune că tariful va fi majorat cu 3 lei. Creșterea la apă la noi, la Constanța, o să fie la anul cam 2,5%, ceea ce înseamnă 0,13 lei pe metru cub și un cetățean de media pe țară este consumă 100 de metri cub, 100 de litri pe un pe zi, cam 3 metri cub pe lună. 15 metri cub. 15 muncesc cu 0,13 înseamnă 3 lei. Prin programul operațional Infrastructură Mare, sprijinit financiar de Comisia Europeană, Raja face în prezent investiții în 6 județe din țară. Până în prezent, dintr-un total de 56, au fost atribuite 51 de contracte cu o valoare totală de aproape 2 miliarde de lei cu TVA.